Bună dimineața, stimați colegi. Se audem? Se audem, bună dimineața. Putem începe? Desigur. Mersi. În oraș sper că a revenit totul la normal. Spre mare regret, ieri pe parcursul zilei, tot transportul a fost blocat la Botanica, Buiucani, centru. Nimeni și nimic nu putea traversa centrul orașului pentru perioade determinate de timp. Guvernarea, deputații PAS și-a organizat parada, au furat corpul beul de la copii, au făcut un alt fel de simbol și s-au înconjurat cu mii de polițiști achitați pe banii poporului pentru a gestiona situația. Un haos total în ceea ce a însemnat redirecționarea transportului public și reiterez, acest lucru este absolut ilegal. Informez, tot transportul public urma să meargă pe strada București, deoarece pe Piața Mare a Adunării Naționale urmau să aibă loc mai multe evenimente conform dispozițiilor depuse, lucru care a fost convenit inclusiv cu reprezentanții Ministerului Interne, așa cum se face de obicei în aceste cazuri. Guvernarea PAS știa că parada pe București a fost desfășurată contrar legii, dar homosexuali au fost păziți ca ochii din cap și li s-a asigurat cu rigor. Repet, contrar legii. Nu aveau niciun document, așa cum se procedează la diverse manifestații. Ce am avut de fapt? Lucrări stopate, transport stopat, iar pe homosexuali, cu deputații în frunte, îi păzeau toată poliția capitalei, tot efectivul de poliție. Repet, mii de oameni care au fost scoși din toate sectoarele polițiștii ca să asigure desfășurarea acestui eveniment. Nu s-a mai văzut nici la un eveniment asemenea mobilizare, nici pe perioada crizei refugiaților, nici în perioada pandemică, nici când a fost Biden, nici când a fost Macron, nici când au fost alți oficiali în Republica Moldova. Jumătate de Chișinău, centrul istoric al orașului, au fost paralizat pentru un marș, repet, ilegal. Am zis, acești polițiști din toate structurile nu erau fericiți, dar au fost impuși. Am discutat cu mai multă lume, la propriu au scuipat pe așa organizare și pe mobilizarea asta fără precedent. Așa bătaie de joc de efectivul de poliție, pe care pe căldură de 35 de grade i-au îmbrăcat în scafandre, căști, rucsaci și clapă în spinare, nu a mai avut loc. Propun că această zi, pentru salariul la toți polițiștii care au fost impuși să fie prezenți și să asigure această desfășurare a marșului, să fie achitată din banii deputaților PAS, deoarece în mare parte i-au păzit pe ei fiind prezenți la paradă. De câteva luni, cât au stat oamenii în cozi kilometrici în vamă, niciun deputat nu a apărut pe acolo. S-au sesizat doar atunci când am postat video la întoarcere din Buzău. Altfel, cred că problema rămânea până ziua de astăzi. Nerezolvat. Ieri de ziua medicului și farmacistului nu și-au adus aminte niciun deputat PAS, iar persoana de vârf pe la amiază a tras un mesaj pentru medici după ce i-au dat toți în obraz. În rest, din păcate, medicii au fost lăsați în umbra paradei de către guvernare. Nimeni nu a anunțat nicio acțiune, majorare de salariu sau alte evenimente pentru medici, dar nici pentru polițiști, apropo. Probabil, dragi medici, trebuie să mai vină vreun oficial din altă țară ca să-l aducă pe la dumneavoastră și să se laude că altceva nu prea au ce arăta. Din păcate, oamenii au văzut adevărata voastră față, a celor de la guvernare. După ce ați mers ieri în paradă, vom vedea, poate apar noi legi pe care doar rușine le poți numi. Cred că ministrul de interne trebuie să-și dea binevolă, repet, de rușine, de misie și de bătaie de joc față de polițiști. Asta dacă am trăit într-o țară unde guvernarea este cu adevărat de partea poporului, dar nu vremuri bune în ghilimele. Ați dorit cu tot din adinsul să băgați ură și să vorbiți de rău despre gala absolvenților pe care Primăria Chișinău a organizat-o în premieră. Mă bucur că am reușit să realizăm un eveniment cu adevărat inedit pentru tineri și asta va deveni o tradiție. Voi, cei de la guvernare care pe parcursul săptămânii trecute ați vorbit tot felul de prostii, veți rămâne cu parade și cu poziția contra la tot ce face primăria. Spre mare regret. Pentru că, probabil, știți și voi că nu puteți să faceți altceva. Mă bucur că avem o echipă de forță la primărie și chiar sunt mândru de fiecare care este implicat de zi cu zi în diferite activități. Și, deși toată săptămâna a fost murdăriți prin toate sursele media, la gala absolvenților au venit doar 3 televiziuni. Au căutat unii să provoace și elevii și profesorii să zică că au fost obligați. Nu prea au găsit asemenea răspunsuri, ca să nu zic deloc,
deoarece a fost o bârfă aruncată de pas în care au speriat intenționat atât părinții, pedagogii, cât și directorii. Vreau să mulțumesc echipelor care au transmis în direct evenimentul. Foarte mulți oameni l-au urmărit în direct, pentru că este disponibil, zeci de mii de vizualizări, ceea ce bucură. Să fi fost organizat un astfel de eveniment de Maia Sandu, toată presa dădea cât de maladeanță este. În cazul primăriei s-au făcut toți când au observat acest eveniment. Și nu aș fi spus azi nimic despre asta dacă săptămâna trecută nu apăream pe toate titlurile cât de răi suntem și obligăm absolvenții și tinerii să vină la o gală, la un bal cu Zdob și Zdrup, cu frații Abahov, cu diferiți interpreți și DJ moldoveni, recunoscuți atât peste hotare cât și evident în Republica Moldova. Cu toate acestea, îmi pare bine că am reușit să dăm startul unei noi tradiții în capitală. Gala absolvenților o vom organiza anual și cred că va fi un eveniment în continuare foarte frumos pentru tineri și pentru părinți și pentru pedagogi și pentru directori. Vreau să urez o dată în plus succes tuturor absolvenților din acest an și poate la anul se vor alătura la gala alături de bobocii din anul viitor. Tot ieri am organizat împreună cu tinerii o cursă cu bicicletele și trotinetele prin oraș. Este la fel o primă cursă pe care ne-am propus să o transformăm în tradiție o dată pe lună. Domnul Mihalache, vă rog împreună cu Centrul Municipal de Tineret să vedem, de exemplu, fiecare a patra duminică, spre exemplu, din lună, să organizăm astfel de trasee în care să se poată alătura cei mici, cei mari, toți doritorii. Nu a fost complicat și avem și idei în acest sens. Sper să placă în continuare locuitorii. Eu mulțumesc tuturor participanților și, sigur, organizatorilor. Colegi, în continuare vreau să anunț că a fost numit un nou director la întreprinderea municipală Spații Vers, este vorba despre Victoria Coval, fost director adjunct la Mult Silva, cu foarte, foarte mare experiență în domeniu, cu mulți ani lucrați în acest domeniu. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați devenit parte a echipei primăriei Chișinău. Așa cum am discutat, avem foarte multe de realizat și vă doresc mult succes în continuare. Am discutat recent și cu angajații, știți că este o muncă deloc ușoară și responsabilă, cu un volum enorm, așa cum am discutat, voi reveni curând într-o ședință. Iar până atunci am luat anumite angajamente pe care trebuie să facem tot posibilul pentru a le realiza. Poate, doamna Victoria, ne spuneți câteva cuvinte ce s-a reușit între timp. Mult stimate domnule primar general, stimați și mult stimați audiență, onorată asistență, deci... Într-adevăr, este un sector care ar trebui să fie cartea de vizită a orașului. Cu toții locuim în acest oraș și ne dorim ca să avem un confort atât și fizic cât și psihic. Și spațiile verzi în acest sens sunt foarte importante. Din păcate, avem multe, acest sector înregistrează foarte multe restanțe și... Ne stăruim să ne implicăm și să le rezolvăm problemele care sunt cele mai stringente. La moment, ce vreau să vă zic, dincolo de obiectivele care au fost setate, au apărut la ordine de zi problema ce ține de urmările cazului tragic care au fost în parcul Alunelu, care de fapt a declanșat și o isterie socială. Este vorba despre că sunt foarte mulți arbori uscați și, din păcate, nu se reușește peste tot. Cauzele sunt atât vârsta înaintată a arborilor, măsurile care nu au fost întreprinse la timp, cât și schimbările climatice, furtunile din ultimul timp care agravează această situație. De aceea propun ca regim de urgență să ne convocăm cu toți prietorii, cu factorii de decizie, atât Agenția de Mediu, cât și Inspectoratul Ecologic, care sunt implicați în procesul de autorizare, și să facem o ședință comună ca să vedem cum putem să soluționăm aceste întrebări. La moment, la sediul agenției, asociației, sunt deja 400 de cereri înregistrate. Deci este un volum de lucru enorm, și dar nu putem să rămânem indiferenți, fiindcă sunt, până la urmă, niște probleme care
și niște momente care deranjează locuitorii Chișinăului și nu putem să rămânem indiferenți. Deci, astăzi o să o adresăm aceste scrisori către toți factorii de decizie și sper că o să participați cu toții la ședință și o să avem, deci o să ajungem la un numitor comun ca să avem o viziune clară cum putem soluționa în mod urgent aceste solicitări din partea populației. O problemă foarte mare a spațiilor verzi este și sistemele de irigare. Practic, ele în mare parte nu sunt funcționale, dar asta o să fie o ședință aparte pe tema respectivă, fiindcă nu este suficient să plantăm floricele și gazon și arbor. Este necesar să asigurăm tot complexul de măsuri care trebuie să asigure continuitatea acestor spații verzi și decorativitatea acestora pe tot întregul sezon de vegetație. Mai sunt și alte probleme care le-am identificat și contez foarte mult pe sprijinul echipei și pe bună voință tuturor, fiindcă până la urmă doar în echipă se pot soluționa lucrurile și se pot atinge rezultate și performanțe noi. Mulțumesc tuturor și contez foarte mult pe suportul dumneavoastră conform competențelor și legislației în vigoare. Mulțumim foarte mult! Și eu vă mulțumesc, doamnă director, și vă dorim succes în ceea ce faceți. Trebuie să realizăm împreună aceste proiecte frumoase și să schimbăm la față Chișinău în continuare. Să-i recapătăm statutul de capitală verde a Europei. Pe lângă multiplele proiecte de infrastructură pe care le realizăm, anunțăm că trotuarele de pe Bulevardul Renaștere au început să fie reparate. La fel sunt reparate în prezent trotuarele de pe strada Sarmisici-Tuza, Burebista, Cuzavodă, Chiev, Bernardaț, Ciusef, Mircea cel Bătrân, Sadoveanu, 27 martie împreună cu carosabile. La fel și strada și trotuarul din Dumitru Rășcan. Au început reparația trotuarelor pe cealaltă parte a străzii de Leană, la fel au început reparația trotuarelor pe calea ieșilor. Continuă lucrările de reparație totală a străzilor 31 august, Alexandru cel Bun și Chighina. Sper că foarte curând începem și alte proiecte mari, precum Bulevardul Dacia și Decibel și tare, sper să nu se conteste la infinit unele lucrări, pe alocuri se pare că se face intenționat. Și este susținut acest proces de către unii, cei ce nu poate decât să trezească indignare. Și pe alte străzi în acest an se vor repara atât trotuarele cât și carosabile. Mai avem foarte multe de realizat, sunt foarte multe proiecte planificate, sunt proiecte în curs de realizare și ceea ce solicit de fiecare dată, în primul rând, domnul director, este vorba despre calitate. Peste tot este nevoie de intervenție și vom ajunge la fiecare proiect în particular. Domnul Gâlcă, vă rog frumos, cu privire la măsurile întreprinse în domeniul social și de sănătate la nivelul municipiului Chișinău. Până se conectează domnul director, rog domnul Păvăloi, raport cu privire la funcționarea taberelor de odihnă pentru elevi și desfășurarea lucrărilor de reparație școlii. Bună ziua, domnule primar general, bună ziua, stimați colegi, întâi de toate vreau să-mi permiteți să aduc sincere mulțumiri tuturor participanților în cadrul galei absolvenților, în mod special directorilor instituțiilor de învățământ, dar nemijlocit în cadrul acțiunii am văzut și foarte mulți colegi din structurile primăriei care au venit cu copiii lor pentru a participa la acel eveniment deosebit. De asemenea, vreau să menționez faptul că post-factum am avut foarte multe reacții din partea atât a părinților, cât și a cadrelor didactice, directorilor din instituții, care au apreciat, mi-a spus de mult, evenimentul de vineri, menționând despre necesitatea de a-l face anual. Ori este un prilej foarte bun pentru a serba finalizarea anului școlar. Mersi încă o dată foarte mult tuturor celor care au fost alături de noi. Referitor la raportul privind activitatea în săptămâna anterioară, vreau să menționez faptul că în săptămâna anterioară a început a doua etapă de înscriere în clasa 1, ori
Inițial am programat 9455 de copii care urmau a fi repartizați în 343 de clase, în cele 123 de instituții de învățământ primar și secundar ciclu 1 și 2. Astfel, prima etapă s-a finalizat la 10 iunie, directorii dând acceptul pentru copiii care regulamentar se înscriau în condițiile înscrierii în clasa 1. Asta ar însemna să fie din districtul instituției și să aibă 7 ani împliniți către 1 septembrie. Iar începând cu data de 13 iunie, a început cea de-a doua etapă în care urmează a fi înscriși copiii care nu sunt din district sau urmează să împlinească vârsta de 7 ani după 1 septembrie până la data de 31 decembrie, în cazul în care vom avea acceptul din partea Ministerului Educației, în limita locurilor disponibile. Respectiv, pentru etapa a doua, care va dura de la data de 14 iunie până la data de 29 august, părinții au posibilitatea de a-și înscrie copiii în instituțiile în care nu au fost completate locurile. Cu referire la monitorizarea examenilor naționale de absolvire a gimnaziului și a examenului de bacalaureat, vreau să menționez faptul că în perioada 2-13 iunie s-au desfășurat examenele de absolvire ciclului gimnazial la 4 discipline școlare. În total au participat 7546 elevi, dintre care 7472 în baza testelor unice. Cu referire la examenele care au avut loc, vreau să menționez faptul că limba și literatura română în clase cu instruire în limba rusă a fost susținut la data de 2 iunie, la care au participat 1673 de elevi, matematica la 6 iunie, la care au participat 7566 elevi, limba de instruire pe data de 9 iunie, și iar în perioada 3-21 iunie se desfășoară examen național la de bacalaureat. În total, în municipiul Chișinău avem 31 centri de bacalaureat în care susțin examenele 9473 de elevi, dintre care 4231 sunt absolvenții instituțiilor subordonate Direcției Generale Educație, Tineret și Sport. Ultimul examen va avea loc marți pentru elevii care studiază limba maternă bulgară, găgăuză și limba și literatura ucraineană. Cu referire la activitatea taberilor, vreau să menționez următoarele. În municipiu funcționează 13 tabere pe sejur de zi pentru 1111 copii, inclusiv 60 de copii vor beneficia de schimbul 2 în cadrul liceului teoretic George Meniu. Ele au demarat începând cu data de 6 iunie și vor funcționa până la data de 24 iunie. Cel de-al doilea schimb la liceul Meniu începe cu data de 27 iunie și durează până la 15 iulie. De asemenea, vreau să menționez faptul că la 13 iunie, în tabăra cu sejur de zi Curcubiu Fermecat din instituția publică Liceul Teoretic Budești, s-au desfășurat starturi vesele cu sloganul "Un corp sănătos într-o minte sănătoasă". La fel, în celelalte tabere cu sejur de zi au loc diferite activități, inclusiv cu participarea diferitor structuri, precum pompieri sau ieșirea în afara taberei de tip excursii. La moment activează cele trei tabere constante pentru 6550 de copii. E vorba despre tabăra Poinița Veselă Alunelu și Cireșarii de la Vadul lui Vodă. Acestea vor funcționa până la finele lunii august. Săptămânal în aceste tabere au loc verificări atât din partea Direcției Generale cât și din partea direcțiilor de sector, unde sunt verificate condițiile de amplasare a copiilor, de asemenea alimentația copiilor din aceste tabere și activitățile care au loc în tabere. În cadrul centrelor extrașcolare, la fel, au loc tabere cu sejur pentru copii. Astfel, în Centrul Orășănesc al Tinerilor Naturaliști funcționează tabăra ecologică Green Gate, primul tur fiind din data de 6 iunie până în data de 17 iunie,
iar la data de 20, adică astăzi, începe cel de-al doilea tur. La fel, în cele 12 centre extrașcolare sunt programe de activitate pentru copiii la solicitarea părinților. În total, sunt înscriți 7438 de copii, inclusiv 126 de copii cu statut refugiat. Cu referire la lucrările de reparații care au loc în instituțiile de învățământ, vreau să menționez următoarele. Există câteva proiecte mari care sunt în derulare atât în cadrul direcțiilor de sector, cât și în cadrul instituțiilor la autogestiune. Este vorba despre liceul teoretic ProSucces, care este pe ultima sută de metri referitor la lucrările de reparație. De asemenea, am făcut și evaluările pentru dotările din cadrul acestei instituții, astfel ca către 1 septembrie instituția să fie funcțională. La fel au loc lucrările de reparație în două instituții de educație timpurie, 3 și 18 de la Buicani, la fel fiind pe ultima sută de metri, inclusiv făcându-se procurările pentru dotări, și în proces de reparație capitală este grădinița 28 din sectorul Rășcani, care urmează a fi finalizată către finele anului viitor. Vreau să menționez faptul că în total în acest an beneficiază de reparații 191 de instituții, suma pentru reparații fiind de 169.450.000 lei, ori asta ar însemna cu 40 de milioane mai mult decât în anul 2021 și aproximativ cu 100 de milioane mai mult decât în anul 2020. Dacă vorbim despre instituțiile de educație timpurie, cele 92 de instituții de educație timpurie care beneficiază de anumite surse financiare pentru reparații în acest an, vreau să menționez faptul că 18 instituții deja sunt finalizate lucrările, urmează din economiile care au fost făcute să fie la solicitarea directorilor executate și alte lucrări de reparații, 20 de instituții sunt în proces de lucru, iar restul sunt spre contractare, ori evaluarea ofertelor. Referitor la celelalte tipuri de instituții, instituțiile gimnazii, licee, școli sportive, în mare parte procedurile de achiziție au fost executate și evaluate ofertele și odată cu finalizarea anului de studii și eliberarea imobilelor, vor demara lucrările de reparații în toate instituțiile. Raport finalizat, domnul primar, dacă sunt întrebări, răspund. Mulțumesc mult, domnul director. Am vrut doar să vă rog să faceți un demers repetat la guvern ca să ne transmită la balanță clădirea fostului liceu real. Dacă nu pot, eu să le arătăm noi cum se poate de reabilitat o instituție educațională și cum se poate face ca să își recapite faima care a avut-o anterior. Domnul director Gâlcă, sunteți? Bună dimineața, domnul primar general. Vă rog mult referitor la acțiunile întreprinse în domeniul social și de sănătate la nivelul municipiului Chișinău. Dacă puteți da și o statistică câte ajutare au fost oferite în cadrul centrului pentru refugiați și tot așa. Stimați domnul primar, stimați colegi, o nouă săptămână începe. Adevărat că am avut o săptămână care a trecut destul de dificilă, cu mai multe evenimente și pe care cred că le-am scos cu excelență și cu rezultate foarte, foarte bune. Țin să menționez că toate instituțiile medicale din municipiu, toate instituțiile de asistență socială din municipiu activează constant cu grijă sporită față de beneficiari, față de pacienți. Nu avem careva incidente sau dificultăți pe aceste segmente, rămâne o prioritate care le monitorizăm împreună cu colegii zilnic. Dacă ne referim la partea medicală, țin să menționez că urmărim în continuare împreună cu colegii de la Centrul de Sănătate Publică evaluarea infecției COVID. Nu trebuie să uităm, rămânem în atenție, rămân păstrate acele 64 COVID în două instituții municipale, la Maternitatea Municipală numărul 2 și la Spitalul Boli Contagioase pentru Copii. Ceilalți adulți suspecți sau confirmați cu COVID sunt internați la Spitalul Toma Ciorbă.
Deci dacă ne uităm la incidență, săptămâna trecută, săptămâna 23, au fost înregistrate și raportate 76 de cazuri COVID, mai puține decât în săptămâna precedentă. Incidența săptămânală în municipiul Chișinău a constituit 9,8 la 100.000 de populație. Ziceam că urmărim cu atenție și evaluarea cazurilor COVID în regiune. Am văzut că anumite țări, cum ar fi Germania, Israelul, raportează un posibil val nou COVID, cu toate că pericolul este nesemnificativ, dar se discută totuși de atenție sporită, de portul meștilor în anumite situații și se discută foarte insistent despre administrarea dozei 4 de vaccin. Cu regret nu avem, acest lucru se discută deja de mai multe săptămâni referitor la doza 4. Există și protocoale și directive ale instituțiilor competente. Vedem că la noi în Moldova încă nu avem această ghidare, medicii stau cumva în neștiință. Așteptăm directiva de la minister să vedem ce și cum trebuie să facem pentru a ne proteja populația, mai ales acum că a început perioada de vară, perioada estivală. Moldovenii călătoresc peste hotare, deci nu se mai păstrează acele, cel puțin, rapoarte zilnice și atenționări publice referitor la infecția COVID. Vom trăi și vom aștepta. Deci dacă vorbim despre alte situații, deci trebuie să menționăm că în perioada estivală, după cum am menționat, Centrul de Sănătate Publică Chișinău examinează și preiau studii de sentinelă referitor la anumite infecții în bazinele acvatice. Vreau să atenționez populația conform ultimelor probe. La plaja de la Vadului Vodă s-a depistat vibrionul de holeră, de aceea atenționăm foarte atent cei care fac plajă și se vor scălza în bazinul acvatic, să fie foarte atenți, să asculte de sfatul medicilor, neapărat după, dacă fac o baie acvatică, neapărat după aceasta să facă și duș, dar totuși să rămână în alertă referitor la posibilele urmări. Dacă vorbim despre tuberculoză, săptămâna trecută au fost înregistrate din nou 7 cazuri de tuberculoză, dintre care 6 pacienți au fost internați, spitalizați, un pacient primește tratament în regim ambulator, este o prioritate, am discutat și cu colegii din asistența primară, referitor la informare, educația, responsabilizarea și depistarea activă a acestei maladii sociale, care rămâne, de fapt, o rușine pentru întreaga Republica Moldova, când țara noastră este în continuare catalogată ca o țară a sărăciei, fiindcă tuberculoza rămâne a fi boala sărăciei. Deci, dacă ne referim la alte activități medicale, conform dispoziției primarului general în municipiul Chișinău, are loc campania de donare de sânge. Ne-am implicat plenar și foarte activ în această campanie foarte importantă. Țin să le mulțumesc colegilor din asistența primară, din asociațiile medicale teritoriale, din toate preturile de sector, pentru solidaritate și bună organizare a acestei campanii. În această săptămână vom avea punctele de donare de sânge în sectorul botanic deschise pe 21 iunie la Centrul Medicului de Familie numărul 3, în sectorul centru pe data de 28 iunie la Centrul Consultativ Diagnostic din strada 31 august, în sectorul Ciocana pe data de 24 iunie în cadrul preturii de sector Ciocana, în sectorul Râșcani pe data de 23 iunie la fel în cadrul preturii. Continuă activitățile sau instruirile pe integritate și anticorupție în sistemul medical, proiectul împreună cu Centrul Național Anticorupție. În această săptămână, deci aceste instruiri se vor petrece la AMT Buiucan și la AMT Ciocana.
Iar în contextul anului lucrătorului medical în municipiul Chișinău, declarat prin decizia Consiliului Municipal, urmărim acele acțiuni, acele activități deci care sunt înscrise în planul de acțiuni și reamintesc că în premieră, în zilele de weekend, sâmbătă și duminica, deci sunt organizate excursii tematici cu troleibuzul turistic pentru cadrele medicale din municipiu. Este foarte solicitată această inițiativă. Sâmbătă, duminică, acum au fost primele excursii. Listele sunt completate la plin și vom extinde aceste excursii inclusiv în zilele deci de weekend, sâmbătă și duminica pentru toți doritorii din sistemul medical. Dacă vorbim despre refugiați, stimați domnul primar, stimați colegi, urmărim și acordăm asistența prioritară pentru tot suportul refugiaților cazați la centrul de la Patria Lukoil. Centrul funcționează fără dificultăți. Țin să le mulțumesc colegilor din asistența socială care foarte dedicat, stimați colegi, suplimentar la activitățile de lucru, activitățile zilnice cu grijă față de beneficiarii de asistență socială din municipiul Chișinău, suplimentar în ture, 24 din 24, sunt alături de refugiați și sunt de gardă în această asistență. Pe durata săptămânii trecute au fost acordate asistență medicală de către toate instituțiile medicale din municipiu la 218 refugiați, în regim ambulator la 186 de persoane și în spital au fost internate 32 de persoane refugiate, inclusiv 25 de copii. Toți refugiații au toată asistența și pachetul deplin de servicii necesare medicale. Continuă zilnic, de luni până vineri, eliberarea acelor pachete alimentare și pachete igienice și cu alte bunuri necesare pentru refugiații din întreg municipiul Chișinău, chiar din zonele suburbane. La fel, aici sunt antrenați colegii mei din asistența socială, câte 10 colaboratori zilnic sunt antrenați la depozitul de la Cinema Patria Lukoil, unde pregătesc aceste pachete, distribuie, duc evidența în sistem. De la începutul activității acestui centru, din momentul când primăria municipiului Chișinău a fost rugată, în ghilimele, să plece de la Moldexpo ca cineva să-și ieie jucăria și să laude cât de bine este organizat centrul de refugiați la Moldexpo, noi am organizat centrul de la Patria Lukoil și de la data de 16 martie până în prezent, au fost eliberate circa 21.000 de pachete alimentare, pachete igienice consistente, alte bunuri, inclusiv deci, saltele, așternuturi de pat, cele ce era necesar pentru, sau ce este necesar pentru refugiați. Țin să le mulțumesc acelor parteneri dedicați, în mare parte sunt agenții economici din municipiul Chișinău. Avem și câteva organizații internaționale care ne susțin direct și rămâne o prioritate a noastră. Stimați colegi, stimate domnule primar, raport finalizat. O săptămână reușită tuturor! Mulțumesc mult, domnul director. Am o rugăminte. Vreau să mulțumesc și doamnei director voluntari pentru organizarea și desfășurarea, cred eu, foarte frumoasă, definitor evenimente care le avem pe domeniul culturii. Săptămâna trecută am avut foarte multe evenimente. Și vreau să vă rog ca începând de săptămâna viitoare, atunci când organizăm proiectul nou de primărie, dialog între generații, este vorba de
persoanele, în special de vârsta a treia, în grădina publică Ștefan cel Mare, să fie asigurată și o echipă mobilă socială. Asta ar însemna un asistent social care eventual să consulte persoanele care vin după necesitate, dar și un medic care să fie prezent și dacă este nevoie să ofere consultații pe această linie. Și în continuare, doamnă director, vă aștept fecioraru cu evenimentele pe care le vom desfășura până la sfârșitul verii. Și vă doresc succes tuturor în acest sens, foarte frumos organizate aceste evenimente culturale la Chișinău. Domnul director Mihalache, rog să vă referiți la reparațiile pe drumuri și pe trotuare și tot ce ține de transport. Și vă rog foarte mult, pentru că mai există confuzii. Exact, poate să facem o prezentare, zic eu, miercuri, dar nu mai târziu, pentru a informa oamenii unde pot procura abonamente, cine și în ce condiții călătorește pe gratis, că ne-au întrebat pensionarii cum fac, când fac, în bază la ce și tot așa mai departe. Deci sunt lucruri pe care trebuie să le comunicăm cât se poate de rapid. Da, domnul primar, bună ziua și bună ziua, stimați colegi. Într-adevăr, această temă de discuție și, în principiu, și una din cele mai populare și în vogă astăzi discuții vis-a-vis de tarifele și costurile pentru o călătorie, este în atenția Direcției Transport, în concordat cu decizia aprobată de Consiliul Municipal, a fost pregătite și acele abonamente care urmează a fi emise, inclusiv proiectul de dispoziție care urmează a fi prezentat pentru semnare și startare emiterii tuturor documentelor pentru călătorii, pentru a crea confortul necesar și a le prezenta călătorilor acele instrumente pe care le pot folosi, inclusiv pentru a putea economisi în aplicarea tarifului, noului tarif, odată cu achiziționarea abonamentelor. Această metodă care se propune prin intermediul abonamentelor va fi una, sperăm noi, acceptată și inclusiv valorificată la justa valoare, din simplu motiv că va permite economii considerabile în cheltuielile din transportul public. În ultimul rând, pe lângă aceste obiective care le avem și este unul foarte important, urmează de a definitiva și acele elemente și cum a fost examinat și prezentat săptămâna precedentă sistemul de GPS în cadrul regiei transport electric. De asemenea, la ora actuală este derulat procesul de achiziție a serviciilor GPS și de către parcul urban de autobuze și alte procese care se desfășoară de către Direcția Transport, inclusiv în colaborare cu entitățile care sunt în subordinea Direcției Transport. Mă refer inclusiv la amenajarea statelor de așteptare, demararea licitației prin achiziție de panouri informative în stații de așteptare pentru a da acel confort propus și inclusiv care va fi perceput ca condiții confortabile de deplasare și aflare în transport public de către călătorii care utilizează acest serviciu. Și în ultimul rând aș vrea să continui cu faptul că unul din obiectivele de bază și principale fiind în cadrul Direcției Întreținerea căilor de comunicație, vreau să menționez că pe parcurs săptămânii precedente au fost executate lucrări de reparație a drumurilor, în special aplicarea asfaltului pe o suprafețe de aproximativ 6.000 de metri pătrați. De asemenea, suntem în pregătiri pentru a continua aceste activități și săptămâna curentă. Avem zone unde se lucrează masiv, mă refer la zone unde se lucrează atât la lucrări complexe, partea pietonală, partea stradală și, în ultimul rând, lucru cu bordura și cu fântânile de vizitare. Acestea sunt lucrări care împarte străzii 27 martie, urmează săptămâna curentă pozarea stratului de uzură și permiterea tuturor celor care se deplasează în zonă de a utiliza în confort această porțiune de drum. Nu în ultimul rând, un obiectiv important este și reparația curentă care se desfășoară pe strada Bulevardul Dacia. Acestea, în principiu, sunt lucrări aceste lucrări de reparație sunt în principiu scop de pregătire pentru aplicarea
sare silului în zona acestei străzi, pe acest tronson. Acest va fi, într-adevăr, după cum am menționat anterior, va fi o noutate și va fi și se va recurge la acest procedeu cu scopul de a păstra și a prelungi termenul de exploatare a suprafețelor asfaltate pe Bulevardul Dacia. În ultimul rând, cum ați menționat dumneavoastră, paralel vor demara și anunțarea licitației de achiziție a serviciilor de reparație a zonelor pietonale și a căilor de acces pentru transport public care se deplasează pe zone de drum amenajate suplimentar pentru a scoate presiune din zona drumului cu deplasare guvernamentală și, în ultimul rând, pentru deplasare rapidă a transportului atât municipal cât și celui privat pe Bulevardul Dacia. De asemenea, vreau să menționez, domn primar, că un alt element important și ieșind din faptul că avem condiții climatice favorabile este continuarea aplicării marcajului rutier. Săptămâna precedentă avem aplicat aproximativ 2500 de metri pătrați de marcaj rutier. Luând în considerație că am avut și unele deranjamente ce ține de solicitările de stopare a lucrărilor în cazul acelor delegații oficiale care au fost și altor evenimente, practic s-a exclus sau mai bine zis, au fost omise lucrările pe perioada de noapte și în zonele care au fost utilizate cu scop de asigurare a securității pentru persoane din cadrul vizitilor, demnitarilor de stat și acelor care însoțesc aceste persoane în municipiul Chișinău. De asemenea, vreau să menționez că și întreprinderea municipală Luntier execută lucrări. Vreau să menționez că acel proiect propus de iluminare a Bulevardului Dacia este în plină derulare. Săptămâna trecută a fost finalizat vopsirea pilonilor și pregătirea elementelor de susținere a elementelor de iluminat, a plafoanelor sau a obiectivelor care au fost identificate în procesul achiziției publice organizate de Luntier. Paralel se lucrează pe strada Ceocar, Nicolae Costin, Ciusev, în ceea ce ține de modernizarea cablajului torsionat sau, mai bine zis, trecere la alt elemente de sistem de iluminat până la amenajarea și a corpului de iluminat moderne. Pe parcurs, ieșind de faptul că orașul este iluminat permanent, se constată situații când sunt defecte careva corpuri de iluminat și urmează operativ de a interveni pentru a restabili acea vizibilitate pe perioada de noapte. Aici vreau să spun că au fost schimbate 176 de corpuri de iluminat pe teritoriul municipiului Chișinău. În săptămâna care urmează va fi executate lucrările, vor continua lucrările de pregătire pe strada Cogălucianu, Ciusev și Ciocar. De asemenea, a demarat procesul de instalare și modernizare a sistemului de control de iluminat în municipiul Chișinău și în maxim 2 săptămâni vom avea amenajate acele 160 de lădițe care va permite stabilirea controlului și de la distanță de către Luntech a corpului de iluminat în zona istorică, zona centrală a municipiului Chișinău, cu ulterioară extindere în celelalte sectoare a municipiului, pentru a putea de la distanță interveni și controla, inclusiv a demara iluminatul nocturn și, în caz de necesitate, de a opri livrarea energiei electrice în caz de careva avarii sau situații speciale. De asemenea, vreau să menționez, domnul primar, că ceea ce ține de străzile 31 august, Ghina și Alexandru cel Bun, au fost depășite majoritatea celor procese de pregătiri și inclusiv de testări în șantier pe toate componentele ce ține de trotuar, drum, carosabil și, în ultimul rând, fundație și sistem pluvial, au fost soluționate inclusiv problemele care existau în acele fântâni de vizitare deținute de termoelectrica și, practic, în săptămânile ce urmează vor demara lucrările care vor fi vizibil cu progres pe aceste străzi,
și inclusiv vom putea ieși din zonele în care au demarat lucrările și sunt create careva deranjamente locatarilor sau celor care se deplasează în zonă. În rest, într-adevăr, la solicitarea dumneavoastră și urmează să organizăm și o ședință cu eventuala organizare a activităților cu caracter social, inclusiv pentru deplasarea bicicliștilor, pentru prezentarea și oferirea condițiilor de deplasare cu transport alternativ în municipiul Chișinău. Vom identifica trasee și vom crea această oportunitate pentru toți teritoriul. Mulțumim, raport finalizat. Mulțumesc, domnul director. Încă o dată rog maximă transparență și foarte multă informare referitor la trecerea, la abonamente, tarif, ce, unde, cum, când, cine, în cel mai scurt timp. Domnul Grosu, dacă puteți să ne spuneți cu privire la ordine publică. Odată în plus vreau să mulțumesc tuturor polițiștilor din Chișinău. Mai mult nu vreau să mă refer la acest subiect. Vă rog, domnul Grosu, dacă este. Domnul primar general, stimați conducători, bună ziua. Cu referire la situația ordine și securitate publică în municipiul Chișinău, parcurs săptămâna precedente, la poliție au provenit 1555 de apeluri de urgență, preponderent apelurile fiind înregistrate 648 apeluri de urgență în timpul zilei, 907 apeluri de urgență în timpul nopții. Din numărul total de apeluri, ce ține de informații de infracțiune, au fost înregistrate 225 de cazuri, fiind stabiliți autorii într-o 156 de cazuri de infracțiune. Adițional, predomină infracțiunile din domeniul patrimonial, avem înregistrate mai multe cazuri de pungășii, furturi în automobile, telefoane mobile și furturi în apartamente. În acest sens, vin cu recomandare către toți locuitorii municipiului Chișinău să atragă atenție la bunuri personale și să întrevin măsuri de asigurare a siguranței lor. În continuare, parcursul săptămânii precedente, de către Poliția Capitalei, au fost stabilite 69 persoane în urmărire, dintre care 41 în urmărire penală și 28 de persoane ca debitori de stat. La capitolul practică contravențională, de către Poliția au fost documentate 968 de cazuri pe diferite genuri de contravenție. Cu referire la evenimentele publice în municipiul Chișinău, parcurs săptămânii precedente au fost înregistrate 44 de evenimente publice, dintre care două delegații oficiale, 15 proteste și la toate aceste măsuri înseamnă că au fost antrenați activ Poliția Capitalei, practic desfășurându-se fără încălcări de ordine drept. La capitolul situația accidentare în municipiul Chișinău, aș dori să comunic următoarele. Parcurs perioadă de raport au fost înregistrate 185 de informații despre accidente rutiere, atestând o majorare a accidentelor rutiere cu traumați. În acest caz avem 27 de accidente rutiere cu 34 persoane traumatizate, ceea ce este o creștere cu 21% la acest capitol. De asemenea, venim cu unele recomandări către cetățeni și oasele capitale de a conduce prudent. Aici mă refer și la pietoni, care de asemenea sunt în topul informațiilor, adică cu implicarea pietonilor în accidente rutiere, atât în cadrul trecerilor pietonale, cât și în afara trecerilor pietonale. Pe scurt, raport finanțat de urmărire. Vă mulțumesc mult. Încă o dată un mare mulțumesc polițiștilor. Rest, nu vreau să comentez. Sănătate tuturor, o săptămână cât mai reușită și toate bune și frumoase. La revedere!